Întotdeauna așa am început emisiunile, spunându-vă bun găsit, dragii mei. Suntem din nou la Exclusiv TV, emisiunea Personalitatea Zilei. Vreau să vă spun un lucru foarte important. Îmi plac foarte mult primarii care se țin de cuvânt. Și știți foarte bine că în edițiile trecute, domnul primar Ștefan Șilochi ne-a promis că va veni permanent cu noutăți, mai ales în această perioadă în care trebuie să vedem dacă administrațiile locale își fac activitatea așa cum trebuie și, mai mult decât atât, dorința dumneavoastră a telespectatorilor noștri de a fi informați permanent din surse sigure, pentru că acum e moda asta, domnule, să-ți iei informația de la presă, nu să rostogolești niște știri care nu și-au rostul. Deci, iată, aceste informații corecte sunt și de la noi, de la Exclusiv TV. Nu o să lungesc foarte mult vorba, pentru că alături de noi este domnul primar Ștefan Șilochi, primarul orașului Târgu Ocna, un om care se ține de cuvânt și tocmai de aceea îi mulțumesc încă de la început pentru încă o prezență aici la noi la Exclusiv TV. Domnule primar, bine ați venit! Vă văd bine, sunteți în formă, activitatea merge cum trebuie la Târgu Ocna. Bine v-am găsit, salutăm și telespectatorii dumneavoastră, vin cu mare plăcere la dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație. Domnule primar, de această dată o să vă rugăm să facem un update la ceea ce am discutat în edițiile anterioare, pentru că dumneavoastră veniți tot timpul cu știri noi, veniți tot timpul cu cifre, da? Am remarcat acest lucru și cu lucruri concrete. Aveți o activitate destul de intensă și în această perioadă, chiar dacă au mai crescut cazurile de COVID și în județul Bacău, dar activitatea la Târgu Ocna, din câte am văzut eu, și continuă, poate chiar aproape de parametrii normale în ceea ce privește administrația locală. La Târgu Ocna astăzi mai avem 2 persoane izolate la domiciliu, numărul a fost în scădere în ultima perioadă. Activitatea s-a derulat în această perioadă în condiții normale, noi am luat toate măsurile necesare pentru a evita pericolul infectării. Am avut și sâmbătă trecută un festival la Târgu Ocna și acolo s-au luat toate măsurile care se impuneau. Sperăm să trecem cu bine această perioadă. Funcționarii primăriei au lucrat în toată perioada permanent la locul de muncă, la primărie. Persoanele care au solicitat sprijinul nostru, orașul este împărțit pe 8 sectoare, s-au deplasat funcționarii din primărie și au rezolvat solicitările cetățenilor. Noi am continuat proiectele care le avem și aș dori să vă spun că, dacă tot a spus noastră că e o perioadă a bilanțului, să aduc în atenție câteva proiecte pe care noi le-am avut și de această dată le-am pus într-o ordine a specificului și aș începe cu investițiile în infrastructură. Noi am avut un proiect prin care am modernizat și reabilitat străzi, 8 străzi, strada Salina, strada Părău-Vâlcica, strada Poet-Grămadă, strada Coasta Măgurii, strada Gura Slănic, strada Ștefan Constantinescu, Avramiancu, Vasile Alexandrin, lungime totală de 3 km. Acest proiect este finalizat 100%, recepționat. Avem, fondurile au fost realizate prin Programul Național de Dezvoltare și, sigur, am avut și o participare de la bugetul local. Un alt proiect a fost tot așa, o modernizare a 4 străzi, strada Vișoara, strada Căptan Bușilă, strada Tăbăcari, strada Daniela Caurea, în lungime totală de 4 km, un proiect în valoare de 7 milioane de lei, de la bugetul local am 456.000 de lei, celălalt proiect a fost de 4,7 milioane lei. De asemenea, am am amenajat pe strada Căptan Bușilă un număr de parcări, 92 de parcări pe strada Căptan Bușilă și am realizat de asemenea și pe drumul județean 166, Găleană, Târgu Ocna, un proiect care a fost derulat în asociere cu Consiliul Județean. Noi am avut participarea de 10%, Consiliul Județean 90%, un proiect finalizat și recepționat în 2017. Avem de asemenea reabilitat drumul de acces către Mănăstirea Măgura, în lungime de 2,8 km. A fost realizat prin contribuția Consiliului Județean și mulțumim pe această cale domnului președinte al Consiliului Județean, care s-a implicat personal în această investiție. Avem de asemenea un proiect pentru străzile Eliseu-Ursac, strada Cireșoaia, strada Zimbului, Țărâncuța, Cărbunarul, Cogălnicianu și strada Horia. Avem o hotărâre din guvern prin care s-a obținut finanțarea. Se lucrează acum la studiul de fezabilitate pentru a face apoi proiectul și realizarea investiției. Avem de asemenea un proiect depus la Compania Națională de Investiții, prin care avem reabilitare și modernizare străzi, zona centrală, strada 9 Mai, Abator, Alexandru Vlahuț, Poet, Andrei Mureșan, Aurel Vlaicu, Cărămidării, Cimitir, Constant Dimonisie, Decebal, Dimitri Cantemir, Dogării, Fundătura, Cenegri, Florilor Gândului, George Coșbuc, George Enescu, Gheorghe Iasachi, Ierni, Ion Cătină, Ion Creangă, Ion Slătineanu, Mihai Viteazu, Negru Vodă, Neptun, Petru Rareș, Săgeata, Sălciilor, Sergent Donici, Locătinen Comănescu, Traian Trandafirilor, Trotuș, Viilor, Viitorului, Vâlcele, Visului, Vultur și Zorilor. Vreau să scot în evidență că peste tot unde am făcut canalizare, acum am făcut acest proiect pentru asfaltarea străzilor, pentru că străzile sunt foarte importante pentru oraș și aceasta este solicitarea cetățenilor din Târgu Ocna. Avem de asemenea un proiect de reabilitare și modernizare străzi cartiere, strada Aurora, Bradului, Coșna, Crizantemilor, Gheorghe Doja, Gura Stănic, Libertății, Liliacului, Malului, Mosoare, Nucului, Păcuri, Pinului, Pârâului, Pompei, Primăverii, Progresului, Proletar. Avem depusă solicitarea la Compania Națională de Investiții și avem promisiunea că vom obține finanțare după ce depunem toată documentația. Suntem acum în faza de depunerea avizelor și întocmirea documentației necesare. Avem un proiect valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică pentru stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna. Aici avem 23 de străzi care vor intra în reabilitare: strada Maia Roșiță, Nicolae Arbanaș, Poet Ion Grămadă, Irimia Grigorescu, Alexandru cel Bun, Constantin Mușat, Locotenent Sion, Vălen, Tisești, Fântâna cu apă rece, Podei, Ion Diaconescu, Podul de Fier, strada Spitalului, 1 Mai, Răducanu, Oitus, Tudor Vladimirescu, Mihai Eminescu, Petre Ispirescu, Toamnei, Gării, Verii, de 23 de străzi. Avem aici și modernizarea iluminatului public, de asemenea strada vechiul pietonal al orașului. Ați dotat la iluminatul public, mă interesează. Imediat vă explic. Avem refacerea piațetei Costache Negri, avem refacerea centrului vechi al orașului, Parcul Trandafirilor, în zona Parcului Trandafirilor, până la autogară. De asemenea, avem și extinderea zonei cu spații verzi din Parcul Măgura. Acest proiect este în faza de... Am avut licitația pe data de 16 martie, s-au înscris 7 firme la licitație, dar nu a depus oferta niciuna din firme. A apărut și pandemia și a avut o influență, din păcate, nefastă pentru noi. Acum suntem în faza când depunem din nou documentația și sperăm să avem societăți care sunt interesate de acest proiect. La iluminatul public vreau să vă întreb, vă rog. Pe toate aceste străzi, noi avem un iluminat public modern, cu LED-uri, dar facem și un sistem inteligent de Asta vreau să vă întreb, dacă public în oraș, veniți cu soluții noi. Și în ultima ședință de Consiliu Local, noi am aprobat finanțarea unui proiect, modernizarea sistemului de iluminat public în orașul Târgu Ocna, unde 88% de la bugetul de stat, 12% de la bugetul local. Acest sistem va rezolva câteva mari probleme, în sensul că, pe lângă consumul redus de energie electrică, noi vom avea și o lumină puternică, o lumină cu un randament mult mai bun, pentru că la un consum mai mic vom avea o lumină mult mai bună. De asemenea, durata de viață ridicată a lămpilor. Da, sigur, și un indice de redare a culorilor. E foarte important că aceste... Având în vedere că Târgu Ocna este oraș turistic... De asemenea, reciclarea, putem recicla 100%. Deci sunt câteva avantaje, am depus documentația și aș dori să fac o mențiune. Toată lumea o să spună, domnule, uite ce harnic e primarul acum în... Că vine dumneavoastră permanent ați venit la noi și... De ce vreau să lămurim această problemă? Lucrurile se fac atunci când le vine timpul, cum se spune. Sigur, acestea sunt multe proiecte care acum au fost stadiile de... Ce putem face noi acum când, uitați, ghidul de finanțare pentru iluminat a apărut pe data de 28 mai și pe data de 13 s-a început depunerea proiectelor. Deci noi suntem... să spun așa... Sunteți în grafic. În grafic, dar l-am făcut acum pentru că acum a apărut finanțarea. Și vor mai fi și altele pentru perioada care urmează. Exact. Tocmai pentru perioada care urmează avem câteva proiecte. Apa la Vâlcele, care este o problemă foarte importantă. Proiecte care se vor duce, bănuiesc, și pe perioada anilor următori, 2021-2022. Vreau în aceeași temă. De ce acum? Pentru că Apa la Vâlcele... Circa 130 de familii nu au avut apă din sursa de la Valea Uzului, pentru faptul că atunci avea o sursă de apă, în 2008, când am făcut rețeaua nouă, aveau apă din rețeaua lor proprie și n-au dorit să fie alimentați din sursa de la Valea Uzului, pentru că trebuia să plătească. Da, însă la urmă acum se gândește la bani. A fost această secetă și nu au mai avut apa necesară. Și ei doresc, avem un tabel de 90 ceva de persoane, peste 90 de persoane care au semnat și-au exprimat dorința de a introduce apă din sursa de la Valea Uzului. În aceste condiții, acest proiect cu prioritate a fost inițiat. Suntem în faza în care se lucrează la proiect acum și vom încerca să satisfacem toate locuințele. E și o problemă specifică acolo, e o mare diferență de nivel, dar tehnic s-au găsit soluții și vom alimenta cu apă. Sigur că dacă punem apă și acolo unde avem canalizare, vom face și asfaltarea străzii. Sigur, o fi discuție atunci, uite, asfaltează acum, știți? Dar ele acum le-a venit timpul, cum se spune, pentru că acum au dorit cetățenii și nu poți să faci nimic împotriva voinței cetățenilor. Dorința cea mai mare a cetățenilor Târgu Ocna sunt străzile, de aceea vă spuneam că avem și noi aceste proiecte cu prioritate să putem să găsim sursele de finanțare. Și după cum observați și noastră, le-am împărțit sau le-am distribuit pe surse de finanțare. Dacă și aceste 23 de străzi vor fi făcute, aici noi sperăm că într-o lună de zile să termine licitația și să înceapă lucrările, să putem judeca un constructor, orașul va avea mai multe străzi asfaltate. De asemenea, aș dori să vă prezint o situație cu aceste străzi care sunt în... Dacă îmi permiteți puțin să vă explic. Noi avem o situație destul de delicată cu străzile. Avem în Târgu Ocna 128 de străzi și din aceste străzi avem 72% au gaze, 60% au canalizare și din total străzi doar 33 de kilometri sunt asfaltate. De aceea trebuie să să punem mare accent pe străzi pe și nu puteam să punem, pentru că sunt multe discuții de ce acum, de ce atât de încet. Nu puteam asfalta străzile dacă nu aveam rezolvată problema canalizării și problema apei. Canalizarea s-a rezolvat acum câțiva ani și nu în totalitate, de aceea noi trebuie să facem asfaltările după ce avem celelalte utilități. La aceste străzi avem 10 km de drum național, 9,2 km de drum județean, deci avem în jur de 67 de kilometri de străzi și nu este ușor să le asfaltăm pe toate. Toți și-ar dori să asfaltăm toate aceste străzi. După cum ați observat noastră, în aceste proiecte pe care le-am citit eu, toate străzile din oraș sunt prinse și noi sperăm ca să le putem duce la bun sfârșit. Pentru cei care nu au fost foarte atenți până în momentul de față, este clar că nu poți asfalta până nu ai pus infrastructura în ceea ce privește apa, gazele și... Exact. Pentru că ar fi inutil, de a fac această precizare. Sigur, unii telespectatori știu despre ce este vorba, tot le-am repetat în multe emisiuni, dar este evident că nu poți pune asfalt până nu ai celelalte lucruri făcute și atunci lumea trebuie să înțeleagă că vine momentul, iată, în unele părți ale orașului Târgu Ocna deja lucrurile sunt făcute, în alte porțiuni sunt în curs de rezolvare și sigur că domnul primar Șilochi are și trebuie să aibă de lucru și pentru mandatul următor. Tocmai de aceea spuneam noi că vor continua. Acum, iată și vești bune de la Uniunea Europeană, a fost alocate aproape 90 de miliarde de euro, nu? Parcă așa era, bani care vor veni și la administrațiile locale. Deci vor fi repartizați o parte din bani și la administrațiile locale pentru continuarea unor lucrări. Să fac o precizare. Vă rog. Nu va veni nimeni să spună luați bani. Nu, dar și trebuie să alergați dumneavoastră ca primar. Dacă trebuie, sunt proiecte depuse, sigur, proiecte care corespund, atunci putem finanța aceste proiecte. Sigur că da. Aceste proiecte care vi le-am spus eu și străzile care le-am spus sunt depuse din 2017. Acum avem confirmarea de la Compania Națională de Investiții că ele au intrat pe lista sinteză, așa se numește, în care noi putem să depunem și celelalte documente. Eu sunt convins că pentru fiecare din proiectele pe care le-ați prezentat până acum ați făcut multe drumuri și la București, la Iași. Normal, sigur. Asta deci se depun... Trebuie să le spunem oamenilor. Săptămâna trecută am fost la Compania Națională de Investiții și am lămurit câteva lucruri cu investițiile care le avem și investițiile care sunt în curs așa, de realizare. Dar aș dori să continuăm pe această formă a investițiilor în serviciile publice, apă, canalizare, salubritate, mediu. Aici noi am avut o extindere a infrastructurii de canalizare a orașului pe mai multe străzi. În prezent avem, e recepționată din 2019, deci s-a finalizat. Putem spune că toate străzile pe care s-a introdus rețeaua de canalizare sunt funcționale. Chiar dacă stația de epurare este realizată în proporție de 90%, canalizarea funcționează în oraș. Și acum cu stația de epurare aș dori să vă spun că ea trebuia să fie terminată de acum 2 ani. A apărut acele inundații care au afectat oarecum stația. Într-un fel a fost un lucru neașteptat, dar specialiștii au hotărât ca în jurul stației de epurare să facă un zid de 3 metri, 1,50 m în fundație și 1,50 m la suprafață. Inundațiile care au fost zilele trecute nu au afectat în niciun fel, pentru că s-a și lărgit albia trotușului și au fost niște persoane care au informat eronat cetățenii orașului că vom avea iarăși probleme. Acolo se află și postul de transformare de 110 kV, care alimentează orașul. Și pe această cale doresc să spun că nu s-a întâmplat nimic și nu se va întâmpla, pentru că și acel dig de protecție de care vă spuneam, care este împrejurul stației, dar și la pe malul stâng a trotușului, sunt lucrări care asigură funcționarea acestor stații și nu cred că vom mai avea probleme cu inundațiile. Stația de epurare nouă va fi pusă în funcțiune, toți suntem interesați să o punem, și operatorul și constructorul să-și încaseze banii și noi suntem... Cam care ar fi valoarea investiției aici la stația de epurare? La stația de epurare 25 de milioane, deci vă dați seama 250 de miliarde numai stația, iar vechea rețea de canalizare care a fost, 36 de milioane. Sume foarte importante, sume pe care orașul nu putea să le asigure și unde cofinanțarea noastră este de 2%, chiar 1,87. Și acești 1,87 i-am avut printr-un credit pe care l-am făcut la Ministerul de Finanțe. De atunci când dorim să facem o investiție, trebuie să ne gândim și la finanțare. Sigur. Noi tot timpul am asigurat funcționarea din bugetul local și am avut și pentru investiții 10-15%. În acest an, 58% din bugetul local este destinat sectorului dezvoltare, investiții, iar din aceste surse, 83% sunt din surse atrase. Aici este rolul primarului, să știe, să atragă surse, da. Pentru că banii din bugetul local îi folosim doar la cofinanțări și la cheltuieli neeligibile prin proiect. Adică documentația care trebuie făcută și unde nu poți să achiți din proiect. Avem de asemenea pe infrastructura apă și apă uzată, în masterplanul județean care este pe Poim, pe infrastructura mare, și aici avem iarăși reabilitare străzi pe Andrei Mureșan, Petre Ispirescu, Bulevardul Ferdinand, pe strada Ion Cătină, Toamnei Verii, Visului, Costache Negri, pe ambele părți. Avem de asemenea canalizare, extindere pe Aprodul Purice, Mestecăniș, Costache Negri, Coasta Morii, Crișan, Crizantemelor, Dogării, Fântâna cu apă rece, Gălean, George Coșbuc, Eremia Grigorescu, Ion Deaconescu, Lutării, Malului, Morii, Mosoare, Neptun, Nucului, Pârâului, Pinului, Podei, Prosperității, Săgeata, Semicercului, Abator, Ion Creangă, Toamnei, Tăbăcari, Țărâncuței, o zonă din Tăbăcari, Țărâncuței, Teiului, Trandafirilor, Gheorghe Asache, Zimbrului și Trotuș. Valoarea investiției este de 3 milioane de euro și pe apă și 3 milioane de euro pe canalizare. Cu aceste investiții putem spune că vom avea 90% din oraș cu canalizare. Apă avem peste tot, aici este doar înlocuirea conductei vechi de apă, pentru că mai avem conducte și de azbociment și de oțel. Ceea ce înseamnă un procent foarte bun la nivelul unui oraș cum este Târgu Ocna. Sunt lucrări care nu le agrează nimeni pentru că creează un disconfort. Când s-a trezit omul cu șanțul în fața casei, nu-i convine. Da, da. Și mai sunt și oameni care se supără de ce trebuie să facă canalizare dacă el are pârâul în care a deversat tot timpul apele uzate din gospodărie, dar ușor, ușor ne vom învăța că nu mai putem deversa apele uzate oriunde și că trebuie să ne racordăm la rețeaua de canalizare și rog și pe această cale pe toți cetățenii care au canalizare să se racordeze la canalizare, pentru că toate fosele care nu sunt conforme și care au infiltrații în sol nu mai pot funcționa și va trebui să se racordeze la canalizare. Avem și situații în care o parte din case trebuie racordate prin mici stații de pompare, dar îi rog să facă și acest lucru. Cei de la companie vor veni cu niște facilități la cei care au cheltuieli suplimentare, pentru că acolo unde trebuie să montezi pompa este și un consum de energie, dar oricum este un cost mai mic decât dacă ar vitaja, eu știu, la 2-3 luni și dacă vitanja cândva ducea acel material nu știu unde, acum este obligat să-l ducă la stația de epurare. Da, costurile sunt destul de... Nu mai permite nici legislația europeană, pentru că observați că România este monitorizată în acest moment din punct de vedere al poluării. Sigur, și România și-a luat angajamentul că până la sfârșitul anului vor fi canalizate la localitățile peste 10.000 de locuitori un procent destul de mare, ceea ce noi nu am realizat și riscăm. Nu mai poți ca cetățean să încalci, pentru că amenziile sunt foarte mari. Pe de o parte și cetățean, pe de o parte și primăria, dacă... De asemenea, am început din anul 2017 să implementăm un program de managementul deșeurilor. Poate ați auzit și dumneavoastră, la Târgu Ocna avem un sistem unic în județ și acum ADIS-ul a apreciat ce am făcut noi la Târgu Ocna și, sigur, în bugetul județului Bacău a fost prins o sumă pentru extinderea acestui sistem. Noi am avut până acum două fracții, menajer și reciclabil. Acum mergem pe 4 fracții. Este un lucru destul de greoi pentru cetățean, că el trebuie acum să separe și să lucreze mai mult, să spun așa, dar trebuie toți cetățenii să înțeleagă că dacă facem această sortare la destinație, ne costă mai puțin până ajungem la depozit. Pentru că gândiți-vă că dacă nu facem noi acasă această colectare selectivă, va trebui să plătim pe cineva să o facă. Da, și prețul și ar fi absolut prea mare. Se suportă de cetățean. Dumneavoastră am înțeles, totuși parcă, din câte țin minte, nu ați făcut majorări de prețuri pentru acestea. Noi nu am făcut tocmai pentru că avem niște cetățenii orașului, care le mulțumesc pe această cale, care au înțeles să colecteze selectiv. Și să știți că această taxă care o plătiți dumneavoastră acum nu poate fi folosită în altă parte, deci acești bani nu pot fi folosiți în altă parte decât numai aici. Și dacă noi vom face economii, vom micșora această taxă. Acesta este scopul. Nu putem deocamdată, dar ușor, ușor vom micșora, pentru că, sau o vom menține atâta timp cât acoperim cheltuielile din această taxă. Aici trebuie precizat că în acest mandat dumneavoastră ați reușit împreună cu Consiliul Local să țineți un echilibru al taxelor și impozitelor. Nu am văzut majorări mari. Noi, în general, doar cu rata inflației am majorat, le-am menținut la un nivel scăzut. Târgu Ocna este o localitate care are venituri mai mari din activitatea economică, deci din impozitul pe venit, decât din impozite și taxe locale. Și aici cred eu că este o localitate care are principii solide de dezvoltare atunci când din activitatea economică poți să obții venituri mai mari decât din impozite și taxe locale, pentru că și cetățeanul dorește să plătească cât mai puțin. Noi și în această perioadă ne-am descurcat tocmai din aceste impozite pe cote defalcate și am reușit să avem banii necesari pentru a asigura funcționarea și a susține și proiectele pe care noi le avem. La această activitate de management al deșeurilor, în cartiere am reușit să introducem peste tot. Suntem acum în faza în care încercăm să introducem un sistem și la blocuri, unde este puțin mai greu, dar am redus foarte mult platformele, mai avem 12 platforme în oraș și încercăm să introducem un sistem de monitorizare cu camere, dar în același timp să avem și informații asupra cantității de deșeuri care este dus la aceste platforme. Acum noi avem cod de bare pe containere, cititorul codului de bare, în momentul când a ajuns la cetățean, vede exact toate datele despre cetățeanul respectiv, dar are și posibilitatea cetățeanului de a apăsa pe o tastă dacă este un sfert, jumătate, 3 sferturi sau plin. Deci avem și un control la... ca să putem trece ulterior la plata pentru cât arunci. Acesta este scopul nostru, ca fiecare cetățean să plătească cât aruncă. Și cred că asta este soluția... Asta ar fi soluția de viitor, să spunem. Da. Vedeți și dumneavoastră că și la nivel de țară, guvernul vine cu propuneri legislative prin care să se recupereze și la magazine, să se ia garanție. Trebuie să facem eforturi, pentru că această activitate de management al deșeurilor este foarte importantă. Și dacă nu o facem, tot noi vom plăti să ducem aceste deșeuri la depozitele care, ați văzut că încasează sume foarte mari pentru cantitatea care o ducem acolo. Deci soluția este, cu cât ducem cantități mai mici de deșeuri, cu atât vom plăti mai puțin. Și din păcate cetățeanul este cel care suportă toată această cheltuială. Deci, iată, e o idee foarte bună care vine tocmai în sprijinul și îl face pe om să-și calculeze bine acțiunile în ceea ce privește ecologia. Acum se ridică în zile diferite și doresc să mai explic de ce a trebuit ca în mai multe zile să ridicăm. Pentru că nu dorim să amestecăm aceste deșeuri. Și fiecare cetățean a primit un grafic cu ziua în care se colectează sticla cu hârtia, în care se colectează plasticul, în care se colectează menajerul. Acum și pentru compost avem depozitate în Parcul Măgura toate deșeurile vegetale, toate crengile care le-am adunat în primăvara aceasta și le tocăm, facem compost pe care apoi îl utilizăm. Tocmai ca să diminuăm această cantitate de deșeuri, le valorificăm. Deci, atât informarea a devenit foarte importantă. Comunicarea între administrație și cetățean trebuie să fie cât mai rapidă, cât mai operativă și cât omul trebuie să știe acum cât mai corect ceea ce are de făcut, pentru că oamenii au și drepturi, au și obligații, nu? Chiar dacă aceste și grafice, totul e spre binele lor, până la urmă. Aceste grafice par puțin greoaie, trebuie să aibă grijă el în ce zi se ridică sacii galbeni, sacii de celelalte culori, dar e bine să învățăm, pentru că este mult mai ușor unui cetățean să facă acest lucru decât să selectăm noi după ce am amestecat gunoiul. Gândiți-vă cu ce efort și cui ar conveni să intre într-o grămadă mare de deșeuri și de acolo să selecteze. Mai bine le selectăm înainte. Avem și din partea societății eforturi mai mari și noi am făcut eforturi în sensul că am achiziționat un utilaj, o mașină nouă de deșeuri din fonduri europene. Noi am avut o mică cofinanțare cu care am dotat societatea tocmai ca să avem tot ce ne este necesar să colectăm selectiv. Cei care ridică deșeurile reciclabile nu ridică menajerul. Da? Ca să nu existe risc. Sunt două. De asemenea, sunt echipe diferite. Cei care lucrează la deșeuri reciclabile aleg deșeurile reciclabile pentru că ei știu că le valorifică și încasează ceva. Cei de la deșeuri menajere, dacă văd că sunt reciclabile, le aruncă, pentru că el trebuie să plătească pentru deșeul menajer, care trebuie să ajungă la Bacău, prin stația de la Onești. Deci, și am făcut o separare, o organizare încât fiecare să fie interesat să colecteze selectiv și să transporte selectiv. Au înțeles și cetățenii, avem și situații când cetățenii îmi dau telefon și îmi spun: domnule, a trecut mașina și nu mi-a ridicat gunoiul. Se l-a ridicat pentru că dacă în pubela pentru reciclabil s-a găsit altceva, nu-i ridică cetățeanul. Da. Și atunci am încercat să disciplinăm, dar vă spun că s-au făcut pași importanți. Dacă la început și eu credeam că va fi foarte greu, să știți că acum sunt puțini cetățenii care încă n-au înțeles ce trebuie să facă. Și ce este foarte important, că a crescut numărul celor care plătesc taxa, deci avem vreo 5.000 de persoane care plăteau, unii nu doreau să plătească, alții găseau tot felul de scuze. Acum a ajuns undeva la 9.000 de persoane care plătesc această taxă, deci care beneficiază de acest serviciu, înțelege că trebuie să respecte regulile care sunt cu aceste deșeuri, pentru că e destul de complicat. Da, totuși o să vă rog să ne spuneți, în ultimele ședințe de Consiliu Local, care au fost principalele probleme, să actualizăm un pic și această chestiune, care au fost punctele mai importante? În ultimele ședințe de Consiliu Local a fost această ultima ședință a fost o extraordinară, în care noi am propus această investiție cu iluminatul public. Am avut și propuneri de aprobare a unor servicii de consultanță juridică, pentru că a necesitat, noi avem mai multe procese cu Compania Regională de Apă și cu Crabul, da. Avem procese în sensul că ei doresc niște sume importante de la noi. Păi știu că plăteați anual, nu o cotizație la Crabul, nu? Consiliul Local n-a aprobat mărirea acestei tarifului pentru apă și de atunci ne tot judecăm. Consiliul Local nu a aprobat acest serviciu asistență. Da, și aveți nevoie de asistență, mai ales că Târgu Ocna e un oraș destul de important. Oricum nu lăsăm Crabul să... Deci, până la urmă, datoria dumneavoastră este să apărați cetățenii. Exact. Noi apărăm cetățenii, tocmai acesta este aspectul. Interesele cetățenilor. Trebuie să apărăm interesele cetățenilor. Din păcate, Consiliul Local nu a aprobat, nu știu care sunt motivele. Acum trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că s-a intrat un pic în campania electorală. Nu că dumneavoastră s-a intrat în campanie electorală. Și uneori eu am văzut și în alte UAT-uri se votează într-o comună, cred că am mai spus într-o emisiune, nu s-a votat pentru gaze. Deși venea finanța, banii nu veneau din din bugetul local, deci aveai gazele gratuit cum ar veni și cum nu. Asta doar ca primarul în funcție să nu beneficieze de, să spun, domnule, primarul în timpul mandatului cu tare la următoarea ședință, deci nu vorbim de Târgu Ocna, vorbim despre o comună, la următoarea ședință nu știau cum, pentru că cetățenii au reacționat și ăla spunea că nu, ăla nu, dar până la urmă, știți, domnule, dar am greșit, și au fost nevoiți să-și ceară scuze în fața televiziunii noastre că au greșit, pentru că oamenii văd ce hotărâri de Consiliul Local. Și dumneavoastră ați întâmpinat de multe ori câte o chestiune de genul ăsta care a fost mai mult politică. Deci dacă ar fi fost corectă din punct de vedere economic, cum să nu profiți de niște bani care vin la Târgu Ocna și nu-i dai din buzunarul local, da? Și tu să spui nu. Atunci e clar că e o chestiune politică, pentru că e campanie electorală, ce să mai... Dar și la Târgu Ocna, așa cum a sesizat și dumneavoastră, în ultima perioadă s-au manifestat asemenea grupuri de interese în detrimentul intereselor orașului. Exact. Și acest lucru mă determină să candidez și să apăr cetățenii orașului, pentru că eu iubesc târgovnenii, târgovnenii m-au ales în funcția de primar de 4 ori, pot să zic că am încheiat și al 4-lea mandat, suntem acum împreună. Deci înseamnă că au fost mulțumiți de activitatea dumneavoastră. Și am avut și 2 de viceprimar și când vezi că pun mai presus interese de grupuri sau de grupuri, de partid, da, decât interesul orașului, atunci nu pot să las aceste lucruri să decurgă așa, și acest lucru mă determină să candidez. Vă amintesc că și la infrastructura școlară, poate ați sezat și dumneavoastră, s-au făcut raportări fictive, niște procente mult mai mici decât cele realizate, s-au depus tot felul de reclamații, s-a blocat finanțarea. Pot să vă anunț acum că am făcut plăți din bugetul local să putem asigura constructorului posibilitatea de a continua lucrările, și săptămâna trecută am primit toată suma de la minister, după multe intervenții, după multe discuții, și am achitat constructorului suma necesară pentru lucrările, de altfel făcute de el. Asta este o veste foarte bună. Da, însă sigur că a fost greu, pentru că atunci când apare o reclamație, ministerul blochează plățile și iar o iei de la coadă, cum se spune, sigur, la rând. Sigur. Și în sfârșit am reușit să facem această plată, s-au rezolvat problemele, am primit banii la minister. Rugămintea este să înceteze cu aceste atacuri, poate să spună de primar orice, dar să nu lovească în cetățeanul. Și gândiți-vă că au fost chiar discuții să închidem anul școlar, să nu înceapă anul școlar în condiții normale, au fost tot felul de zvonuri răutăcioase, false. Anul școlar va începe în condiții normale, avem promisiunea constructorului că la cele 2 grădinițe se va începe normal, pentru că am avut și ieri întâlnire cu constructorul și am avut întâlnirea și cu profesorii, va începe în condiții normale. La colegiu am atacat toate cele 3 corpuri, pentru că am profitat de faptul că nu s-a învățat și am atacat toată lucrarea ca să o terminăm mult mai repede. A fost spațiu de lucru, da. Da, sigur, aici trebuie să mulțumesc directorilor, elevilor, părinților care au înțeles, au învățat după amiază. A fost bulversat procesul de învățământ. Însă este bine că noi reușim să ne încadrăm, vom face înainte de termene aceste lucrări. Avem noroc și de un constructor căruia îi mulțumesc, care a înțeles să mobilizeze și să termine, și noi vom termina, chiar dacă unii au dorit ca să arate cât de incompetente primarul în stare să blocheze tot orașul, nu vor reuși și sigur că eu nu voi lăsa ca să fac ceea ce doresc ei. Și acum cred că e nevoie de mine aici, pentru că eu nu am nicio obligație, nici politică, nici de altă natură, și mă voi zbate ca lucrările în orașul Târgu Ocna să decurgă în condiții normale, cu toate piedicile care vor fi, noi ne vom zbate să, bineînțeles, cu echipa din cadrul primăriei, cu specialiști, cu ceilalți colaboratori, să putem să asigurăm condiții bune. Și sigur că poți face legătura și cu ce spuneați dumneavoastră, Consiliul Local. Când vezi că Consiliul Local nu ți aprobă avocat, să te judeci cu constructorul care te dă în judecată. Când vezi că Consiliul Local nu-ți aprobă o parte din Consiliul Local. Sigur, nu, trebuie să facem din Consiliul nu aprobă să angajăm un avocat în procesul cu Crabul, unde este în discuții 8 miliarde. Îți pui întrebarea de ce nu aprobă Consiliul Local, până la urmă a aprobat, dar cu multe voturi împotrivă și abțineri, un avocat să ne judecăm cu Salina pentru drumul Salinei, strada Salinei, care a fost trecută în patrimoniul Salinei, Și indiferent că unii se supără sau au interes ca să nu ne judecăm cu Salina, cu toată prietenia pe care o am cu conducerea Salinei și cu care am colaborat foarte bine și la strada Salinei, trebuie să ne judecăm, pentru că trebuie să readucem în patrimoniul orașului strada Salinei, care a fost o strada orașului. Sigur, da. Și sigur fost... că mai avem și alte procese și cu Consiliul Județean. Trebuie să apărăm orașul, pentru că de ce suntem acolo? Da, este normal. Fiecare că mai spunea cineva că am devenit procesomani. Eu n-am devenit procesomani, dar nici nu putem lăsa lucrurile așa. Nu. Vedeți, acum și cu Direcția de Sănătate Publică n-au achitat banii pentru cei care au fost cazați în această perioadă, pentru că am avut probleme cu... nu am avut cu... alte persoane decât cei de la salvare care au fost cazați în această perioadă. Ne-am încheiat contractul cu pensiunea respectivă, am încheiat contractul și cu direcția. Acum constatăm că Direcția de Sănătate Publică nu mai vor să achite masa sau parțial unor persoane, numai asistenților medicare, ambulanțierilor, nu. Deci avem tot felul de discuții. Trebuie să ne zbatem un oraș, pentru... așa, acum... Dumneavoastră nu aveți juriști care să vă reprezinte din aparatul primarului, nu? În instanțe. Ce se întâmplă? Dar și la Onești, și la Bacău, și peste tot există într-adevăr aceste contracte, pentru că, da, și noi civili, dar putem spune așa, ca persoane, nu? Când avem o problemă, ne angajăm un avocat. Este firesc ca un oraș atât de mare să aibă și anumite probleme juridice care trebuie să rezolvate. Nu sunt, așa cum văd unii, conflictuale, sunt pur și simplu de natură juridică, dar drumul făcut de către UAT Târgu Ocna trebuie să revină la oraș. Da. Pentru că din bani de drum făcut în patrimoniul societății, să ne apărăm și instanța va hotărâ. Sigur. Aș dori să trecem un pic de aceste investiții de infrastructură. 3 minute. 3 minute. Și vreau să vă spun procentele. La grădinița Piticot avem 68% la ora actuală, la grădinița Piticot B 75%, la colegiu avem 42%, la creșă este scoasă pentru a treia oară la licitație. Noi sperăm ca să vină, sunt două societăți înscrise, să putem să rezolvăm această problemă. De ce vă spun aceste procente? Pentru că acestea sunt procente reale, sunt realizate fizic, recepționate și facturate. Adică toți cei care vehiculează tot felul de procente cred că nu au nicio justificare și sunt rău intenționați. De asemenea, avem modernizarea școlii numărul 1, unde sunt 18 milioane de lei, este adjudecat, se lucrează la proiectare. La școala 2 avem proiectul depus la Agenția de Dezvoltare pentru Evaluare și, de asemenea, la școala 1 am rezolvat un teren de sport pe fonduri norvegiene. Vreau să vă spun că la toate aceste instituții de învățământ, materialele care au putut fi recuperate s-au recuperat. Și am recuperat fierul vechi, undeva s-au valorificat deșeuri de vreo 4.000 de lei, s-au valorificat geamurile. Sunt discuții cu acele geamuri recuperate. Au fost depuse 35 de cereri, din care 24 au beneficiat. Avem 22 de persoane care au plătit geamurile și două familii care au avut incendii la case, acolo le-am dat ca și sponsorizare. Deci s-au recuperat 552 de metri pătrați, s-au valorificat 448. Rugămintea este că cei care doresc geamuri să cumpere geamuri, pentru că aceste geamuri au și o uzură morală, geamul ultravioletelor, da? Să vină la primărie, nu e chiar așa de mic. Chiar foarte mic, o comisie tehnică a stabilit. S-a luat prețul actual, nu știu exact pe ce criterii, dar drept dovadă că din 35 au luat numai 22, sunt nici... oricum prețul este mai mic decât toți cei care doresc geamuri să depună cereri la primărie, să vină și să aleagă dimensiunile, să-și poată lua. Noi, ce să mai spunem, 2-3 proiecte pe asistență socială avem cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, avem 4 locuințe protejate și un centru de zi. Este în derulare, finanțarea este de la fonduri europene, într-o colaborare cu Direcția de Asistență Socială. Mai avem cu Ministerul Justiției un proiect pe asistență socială, unde avem reintegrarea socială a minorilor și este într-o fază destul de avansată. Și avem blocul ONL cu 48 de locuințe, care este realizat 99%. Aici așteaptă tinerii să se mute. Noi mai avem doar de amenajat parcarea și vom da aceste chei. Pentru dezvoltarea turismului avem Parcul Măgura cu amenajare unui aquapark, o zonă de agrement al lacului cu apă sărată. Aici este important să știți că Institutul de Balneologie ne-a dat verdictul că poate fi folosit ca lac terapeutic și aici am făcut o scrisoare de intenție de colaborare cu Institutul de Balneologie să putem dezvolta și o zonă de tratament acolo. Avem un parc aventura și un patinoar. Domnul primar, din păcate trebuie să ne oprim aici. Știu că sunt foarte multe lucruri și încă o dată, spuneam la începutul emisiunii, dumneavoastră sunteți un om de cuvânt și vă rog să ne promiteți că reveniți și să putem continua această listă importantă de proiecte pe care le aveți. O să discutăm probabil în edițiile viitoare și despre anul care urmează, un an care pornește pe o altă bază, deci vorbim de o perioadă 2021-2027, acesta ar fi orizontul și având în vedere că dumneavoastră ați fost ales atâtea mandate, eu sunt convins că veți avea succes și în aceste alegeri, care dovedesc încă o dată faptul că ați făcut proiecte bune și, de ce nu, dacă lumea a apreciat activitatea dumneavoastră de până acum, de ce nu s-ar putea continua aceste proiecte? Pentru că se mai întâmplă uneori când vine o nouă administrație, doar nu mai facem alea, că sunt al lui Șilochi, hai că facem noi alte povești. Eu vă doresc mult succes și să ne revedem cu bine în mai puțin de 2-3 săptămâni din nou aici în platoul televiziunii Exclusiv TV. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și rog cetățenii să aibă încredere că știm ce avem de făcut și ne vom zbate pentru binele și bunăstarea cetățenilor din Târgu Ocna. Mulțumesc și voi veni cu mare plăcere când sunt invitat. Dragii mei, nu uitați, Târgu Ocna, un oraș foarte frumos, un oraș pe care trebuie să-l vizitați. Spun acest lucru nu doar pentru cei care ne vizionează zi de zi, ci și pentru cei din străinătate, cărora televiziunea Exclusiv TV se adresează. Dragii mei, oriunde sunteți, în Londra, în Spania, în alte țări, chiar și în America, nu uitați, când veniți în România, veniți în vizită la Târgu Ocna, veți găsi un primar gospodar, un om care iubește turismul, un om care promovează și se zbate pentru ca aceste lucruri pe care și le doresc cetățenii să prindă viață. Sunt Eugen Ungureanu, vă spun tuturor la revedere și să fiți sănătoși!